Pe pariu că vă puneți voluntar sau nu întrebarea de mai sus, de fiecare dată când apucați să vedeți marea? Ați răspuns cu un nu categoric? Căutați mai bine ce vă spun valurile, spuma care vă îmbrățișează picioarele. Nu v-ați întrebat niciodată ce mistere ascunde orizontul? Dacă și voi asociați spuma mării cu frumoasele sirene, atunci să știți că nu sunteți primii. Prima mențiune a sirenelor îi aparține lui Homer, a cărui Odisee consemna existența unor ființe jumătate pește, jumătate om, care trăiau în mare și ademeneau pe navigatori spre întunecimea rece a adâncului. Legenda a plecat din antichitate și s-a răspândit în Evul Mediu, când numeroase documente atesta capturarea unor ființe asemănătoare celor descrise de Homer. Sirenele nu sunt prezentate doar în Europa, căci există numeroase legende similare ale popoarelor din Indochina, fapt care demonstrează că aceste creaturi umanoide erau bine cunoscute și în Orient. Secolul al XIX-lea aduce primele răspunsuri la întrebarea ce sunt sirenele. Savanții francezi și englezi dau pentru prima dată un nume creaturilor care trezeau fascinația marinarilor. Le-au numit dugongi sau lamantini, animale al căror bust prezintă glande mamare alungite și proeminente și posedă o coadă asemănătoare delfinilor. Însă, precum intuiați deja, frumoasele sirene care îi vrăjesc de secole pe marinari nu sunt niște simpli dugongi. O poveste foarte interesantă vine din secolul 20, din Noua Guinee. Antropologul Roy Wagner a strâns numeroase mărturii ale papuașilor baroc care afirmă că sunt foarte familiarizați cu ceea ce numesc oamenii ai mării. Wagner, care și-a petrecut aproximativ 22 de ani studiind miturile, simbolurile și dialectele triburilor din Noua Guinee, a auzit pentru prima dată de oamenii mării în 1979, atunci când un bătrân i-a povestit despre teroarea pe care ceștia o răspândiseră cu mulți ani în urmă pe coastele Noii Guinee. Sirenele sau oamenii mării poartă denumirea de ilcai, ri sau tomori. Conform localnicilor, sirenele sunt asemănătoare oamenilor, au pielea deschisă la culoare, aproape albă, și părul lung și negru. Buzele drepte și subțiri, iar picioarele sunt unite de la genunchi până la glezne într-o coadă de pește asemănătoare cu cea a delfinilor. Wagner a aflat că oamenii mării trăiesc în grupuri de aproximativ 40-50 de indivizi și obișnuiesc să se deplaseze în linie. Localnicii din tribul baroc au declarat că populația ri scoate sunete aproape umane și indivizii sunt în general carnivori, rănindu-se cu pești mici. Tribul Susurunga vine cu o descriere asemănătoare a creaturilor marine pe care le numea ilcai, afirmând că au mâini asemeni oamenilor, păr lung și gura mică, foarte ciudată, iar partea inferioară a corpului terminându-se într-o coadă asemănătoare peștilor. Descrierile sunt într-adevăr incredibile, dar parcă sună mult prea bine pentru a fi adevărate. Zoologul Richard Greenwell, care studia de asemenea misterul populației ri sau ilcai, l-a contactat pe Roy Wagner și, într-adevăr, băștinașii considerau populația ri o realitate autentică, dar niciun exemplar nu fusese capturat. De ce se ascundeau oamenii mării? Norocul se pare că le-a surâs celor doi. Iar pe data de 5 iulie 1983, în timp ce se aflau pe marginea unui golf, Greenwell a văzut o ființă umanoidă cu trupul zvelt, lucios, de culoare cafenie, care a spintecat suprafața apei. Creatura s-a deplasat prea repede ca Wagner să o poată remarca. După aproximativ 10 minute, creatura a reapărut, fiind observată și de Wagner de această dată. Cei doi au încercat în zadar să fotografieze creatura. Aceasta s-a mișcat prea repede, iar urmele i s-au pierdut în adâncuri. În următoarele zile, cercetătorii au mai văzut de câteva ori sirena, dar întotdeauna la mare depărtare. Au întins și un navod, dar oamenii mării l-au evitat. Nu aveau nicio dovadă, sirenele erau ceea ce fuseseră și la începutul studiului un mit. Doar că, de data aceasta, credeau în ele.